Salut! Astăzi vreau să fac un clip cu pomii problematici din livada mea. Sunt sigur că în fiecare livadă sau gospodărie este câte un intrus care vrea să ne facă viața grea și să ne complice existența cu creșterii strâmbe sau, ce știu eu, alte deformații naturale. Vreau să încep un cais care am văzut pe toate grupurile de specialitate, peste tot toată lumea se plânge de caiș. Ăsta e un tinerel de anul 4, a fost foarte firav de când l-am plantat. Este singurul care a rămas în viață din 4 sau 5, nu știu câți am avut la început de plantație. Anul trecut, pe vremea asta, l-am toaletat și n-am mai avut, în afară de acești doi lăstari lacom pe care i-au atacat câinii, n-am mai avut nicio altă creștere. Deci uitați cum l-am lăsat așa. Așa l-am găsit și anul ăsta. Mi-e și frică să mă uit la el, că să nu se ofilească. Văd că are ceva rod pe el. Sper să nu se usuce cu rodul pe rămurele. Mare lucru nu o să-i fac, în afară de rămurica asta pe care o voi tăia la cep. Stați așa să tăiem cu... Și aici la fel mai e... Stai cu minte. Aoleu, au venit intrușii. Au venit intrușii. Așa, asta e mai grosuță. O să o elimin tot așa la cep. Și asta, opa, ia limbuța de acolo. Da, dacă m-ar lăsa. Asta o voi elimina de tot. Așa. Asta e pomul. Și așa rămâne. Sper să și rămână. Am aici. Ăsta n-a fost afectat de cauze naturale, ăsta s-a întâlnit cu motocoasa, pardon. A fost retezat aici și l-am lăsat câțiva ani, nici nu l-am băgat în seamă că era foarte firav, a avut niște creșteri foarte firave. S-anul trecut s-au dublat aceste șarpante. El este un păr. Stai cu minte, măi. Perii, în general, se recomandă să aibă coroană cu ac central, dar dacă vă tăia cu ac central, pentru a dirija coroana spre un ac central, va trebui să elimini foarte mult din ramurile pomului și îi vei provoca tăieri mari. Și nu știu ce. Dați-l cum arată. Așa că voi alege o formă de coroană tip vas și voi păstra această șarpantă. Stați să iau o crenguță ceva să arăt mai de la distanță. Aceasta și aici în spate mai avem, dacă mai lăsa un pic zorot să le arăt aici. Ah, ce mușcă! Și pe aceasta. Asta o voi elimina de la inel pentru că văd că deja ce-au făcut câinii de lucru cu ea. Uitați ce am aici. Ia uitați ce nebun am aici. Lasă-mă în pace. Așa. Mă voi apuca de tăiat și revin după aia. Cam asta e pomul. Am eliminat de aici liderul care tindea să o ia spre un ac central. Am lăsat forma pomului tip vas. Ar mai fi fost câteva rămurele
de eliminat pe aici, dar sunt rămurele anuale, nu mă deranjează. Și cam ăsta e pomul pentru anul ăsta. Nu-i mai fac nimic. L-am zis, a suferit mult după ce s-a tamponat cu motocoasa. Acum schimbăm specia, schimbăm pomul, schimbăm specia. Stai aici un piersic care te ia capul numai când te uiți la el. Cred că 99,9% l-ar fi scos cu totul. De aia sunt genul care păstrează toate alea și din pomii care s-au uscat, dar am văzut că dă de sub altoi, i-am luat și i-am transferat unde am găsit loc și i-am mutat acolo. Nu știu cât de bine se vede pe cameră, dar e durere. Nici nu știi ce să tai și ce să lași. Hai să ne mutăm până un alta la asta. Aici avem alt piersic care te doare mintea. Voi încerca să... Ce să zic? Tot așa, să încerc să-i dau o formă. Au fost firave ăștia, au fost... Vai mama lor de prăpădiți când... Singurul lucru care aș putea să-l fac, pe lângă tăierile astea de rărire și ce să-i mai fac pe aici, uscăciuni și așa, trebuie să elimin pasta, care oricum are creștere interioară și a plecat mult vertical, și pe sora asta de aici. Hai să le elimin și după aia vedem ce mai facem. Mai e și pe aici ceva de eliminat. Pe amuri de anul trecut, uscăciuni. Au făcut, vreau să menționez că ambii au făcut fructe anul trecut. Le-am văzut culoarea, dar creștele lor te doare cap. Hai să elimin astea și vedem ce mai facem. Gata pomul. Așa rămâne pentru anul ăsta. Aici m-am grăbit, trebuia să las cepul mai mare să se garnisească și zona asta, dar asta e acum. Am apucat de întâia. A prins un pic de formă. Aici astea două vin una peste alta. Sunt ramuri anuale. Le las așa anul ăsta. Nu mă mai iau de ele. Asta e pomișorul. Na, mai mult n-am ce să-i fac. Doar să-l scot. Astea se întâlnesc un pic aici. Ar fi un pic de... umbrire, dar... așa rămâne. Nu. Hai să ne luăm și de asta acum. L-am lăsat pentru la final, că uitați cum a crescut. Bang, bang, bang. Bang, bang. S-a dus la cucurigu, crescut cât casa. Singura variantă e tot așa să... Oricum, mi-e frică să nu se despice de aici. Pentru că e foarte înalt, sunt subțiri și... Tu ce faci aici? Și există riscul să se despice, dar pentru anul ăsta voi elimina de pe aici, pe undeva. Oricum astea sunt... Cred că așa a fost pomul inițial, de aici. Nu sunt sigur. Nu cred că l-am lăsat așa înalt, dar cred că asta a fost... așa a arătat el la plantare. Și de acolo vedeți rezultatul. Asta iară, o să stai la cep aici ca să mi-e plece alte ramuri.
Aici se vede ceva rod pe asta, dar n-a ce să-i fac, ori salvez pomul, ori... Și să vedem... A, cred că au venit câinii lui vecinul, nu știu cât mai pot să filmez. Și voi încerca să-l mai cobor cumva. Să încerc să-i dau tot așa în viitor să-l formez vas. Nici nu știu ce să-i fac. E... V-am zis, nu știu câți l-ar păstra. Sper să... Să mă aud de ce vorbesc, că avem aici un cățel nebun. Sau să elimin ăstea și să o las pe asta și să se ducă cu lider central. Cred că așa o să fac cel mai... Dar ăstea le voi tăia la cep oricum. Și anul ăsta mai rămâne și asta. Văd cât o scurtez, văd ce-i mai fac, mă... Văd când mă apuc de tăiat cum arată și mă hotărăsc. Hai să îl executăm și vedem ce a ieșit. Am toaletat și ultimul piercing. Așa rămâne. Până la urmă optez pentru un tip de coroană cu ax central. Am ales-o pe asta, că era cea mai garnisită cu rămurele. Am avut și opțiunea să o păstrez și pe cealaltă, dar sunt foarte firave, erau apropiate. Am încercat cu o șipcă să le distanțez, dar n-aș fi făcut mare brânză, pentru că exista riscul de spicări în timp. Chiar dacă și la păr am avut aceeași situație, la păr sunt mai groase șarpantele, nu sunt mai întărite, mai bine legate. Aici era prea... Dacă să și vedem, le-am tăiat. Era prea ascuțit unghiul. În orice moment putea să se rupă. Am lăsat aici un cep pentru viitoare ramuri noi. Sper să se garnisească și aici am o parte destul de mare de garnisite, dar este ceea ce urăsc eu cel mai mult, pomii lungi și cu tulpina cât mine, dar nu. Altă opțiune ar fi fost să-l scot. Prefera să-l păstrez, să văd ce fac cu el. Aici pe sus, pe rămurele, să văd câțiva muguri de rod. Acum vedem cum se comportă pe timpul verii. Cam ăștia au fost pomii cu probleme. Sau, culmea, că s-au și nimerit toți în zona asta. N-au fost mai împrăștiați. Parcă e o zonă problematică. Aici, în colțul ăsta, toată problema. Urmează să intru și eu să curăț livada, să bag motosapa în ea. Stăiar n-am pus bălegar. Vă salut și numai bine!